și dacă vrei o porție bună de prawns. Cât vezi cu ochii, mai sunt două plaje cu șezlonguri sau trei? Într-o parte era 17 euro pe zi, cealaltă parte 3 euro pe zi. Numărul 1 pe fructe de mare din Estepona. Există o clădire de 12 etaje unde plătești 1 euro. Și un calamar așa de final. Temperatura în Spania mi se pare genială. Uite, de exemplu, acum sunt 26 de grade, iar ziua nu sunt mai mult de 29, maxim 30. Și noaptea nu scade mai mult de 25. De fapt, nu scade mai puțin de 25. Diferența între zi și noapte e foarte mică, iar din punctul ăla de vedere este temperatura perfectă, undeva la 25-30 de grade. Am ajuns în Estepona și ne place cum arată. Arată bine. Miroase aer de vacanță aici. Sunt curios și o să găsim. O să mergem să ne cazăm, dar nu avem loc de parcare pentru că stăm chiar în centru și nu sunt locuri de parcare. Uite, aici au o fântânică simpatică. Lumea pe faleză se plimbă, mai dă o tură. Străzile din Estepona cam așa arată, în centru. Îți recomand să nu parchezi pe străzi, pentru că se ridică imediat mașinile, nu prea ai unde să parchezi, toate străzile sunt goale pe aici, prin centru. Am întrebat unde e o parcare, întreabă cât costă parcarea, pentru că diferențele de preț sunt foarte mari. Într-o parte era 17 euro pe zi, cealaltă parte 3 euro pe zi. Diferența între ele 100 de metri. Deci e bine să știi asta. Și cam ăsta e vibe-ul de seară în Estepona. Sunt foarte multe restaurante și foarte multă lume afară, ce e drept, e și vineri seara. Hai să vedem pe unde ne așezăm. Foarte multă lume la mese, dar media de vârstă e destul de sus, destul de mulți oameni bătrâni, adică peste 60 de ani. Ieșiți așa în gașcă, nu știu dacă sunt turiști sau sunt localnici, e drept că e și vineri seara și e posibil să fie localnici, dar media de vârstă e destul de sus. Dar vibe-ul e maxă, chiar dacă sunt bătrâni, sunt pe cocheală. Distracție, uite-te aici, în spatele meu, uite. Apă. Ne-am oprit la restaurant Alma, numărul 1 pe fructe de mare din Estepona. Hai să vedem cum o să fie. Setup-ul arată extraordinar de bine, meniul e acceptabil, nu e de speriat. Hai să vedem cum o să fie mâncarea. Am învățat un lucru nou, nu știam că sangria este exclusiv roșie în Spania. Cea albă e fake, ci că e bagabonțeală. Deci dacă vrei sangria autentică, este neapărat roșie, cu vin roșu. Să vedem ce primim de papa. S-a luat una bucată sangria la un litru. Avem un starter care e recomandarea casei, caracatiță gătită lent. Niște gambas pilpil care sunt picanți, dar sunt delicioși, îmi plac maxim ăștia. Și dacă vrei o porție bună de prawns, o găsești cu siguranță aici. Day 2. Uite rețeta pentru breakfast în Andaluzia. Avem jamon, ceva pâine, sosul ăsta și ceva ulei. Și este o bunătate. Chiar e super bună. Cum arată plaja din Estepona, se pare că doar la noi e nebunia cu șezlonguri și cu toate cele, cu muzică, cu lăutări. Uite și tu, doar aici sunt ceva șezlonguri și în rest, cât vezi cu ochii, mai sunt două plaje cu șezlonguri sau trei, la fel și încolo. Nu cine știe ce plaja, pare că e curățată de dimineață. Ăștia oricum se trezesc târziu, ora 9:30
Și uite și tu, nu e nimeni la plajă. La noi la 9:30 nu se mai găsește șezlonguri. Da, am venit doar să luăm pulsul, să vedem cum se prezintă plaja. Bang! Ce am revenit în Estepona. O locație mai puțin turistică, dar cu potențial, îmi place. E liniște, prețurile mult mai bune decât în Malaga. Să mergem în Marbella, probabil o să ne speriem de prețuri. Dar în fine, e ziua 2 în Estepona. Tocmai am revenit dintr-o scurtă excursie la Gibraltar, dar las vlog separat, link în descriere, să vedeți ce am făcut acolo și dacă merită sau nu să bați drumul, deși e la doar o oră distanță față de Estepona. Acum mergem în port. Ne-a recomandat băiatul de la recepție de la hotel să vizităm portul. Foarte plăcută vreme. Și foarte multe flori. Unde te duci, flori. Verdeață, peste tot și la balcoane. Uite câte flori au. Uite câtă lume este pe paseul maritim. Așa se pronunță în spaniola. E și lumea pe faleza. E și sâmbătă, ce-i drept astăzi. Sunt vreo 20 de kilometri de faleză, povestea băiatul ăsta de la recepție. Și noi trebuie să ajungem undeva în capăt, în aeroport. Uite acolo un câine. Acolo un câine. Aici un câine, aici unul, aici unul. Ce observ în Spania, în general, sunt mult mai des întâlnite animalele de companie, în special câinii, evident. Sunt super mulți și aici, dacă mă mai uit în față, în raza mea vizuală, mai am cel puțin 3. Adică uite ăsta aici, unul acolo, încă 2 mai în față. Sunt mult mai mulți iubitori de animale acolo. Există o clădire de 12 etaje unde plătești 1 euro și urci să vezi toată stațiunea. Tare, nu? Eu zic că merită să dai 1 euro să vii sus. Uite ce bine se vede. Etajul 12. Uite cât mai plajă au. Iar în partea cealaltă avem portul. Trebuie să ajungem pe undeva pe aici pe jos să mâncăm, ci că e un restaurant foarte bun. Ah, cred că ăla de acolo e. Uite cum se vede ceva. Superb. În port găsești restaurant la Escolera. Și că se mănâncă blană de aici. Și noi cum nu prea mâncăm seara, doar degustăm așa. Am venit să vedem care e treaba. Uite ce pește au aici. Uite și cum așa. 3D. Ce salată. Ce bine arată salata aia. Hai să începem cu porțile de mâncare. Aici avem o jumătate de porție de octopus. Gambas pilpil. Navajas. Ceva scoici navajas și ceva rezece. Și un calamar așa de final. Și amenda de final. Bă, dar chiar e ok mâncarea aici, e super bună, e super proaspătă. Chiar merită, adică față de ce am mai mâncat pe aici, pe în zona, chiar e super ok. Și la preț, și la calitate, chiar e ok, recomand. Gata, plecăm din Estepona, mergem către Marbella, undeva la 20 de kilometri. Am văzut, ne-a plăcut, mai venim, nu știu. Mergem la Marbella să vedem ce avem de făcut acolo. Un pic înnorat astăzi, dar sper să iasă soarele, să se lumineze.